Servus. Astăzi vorbesc despre expresia ureche muzicală, mai exact a avea ureche muzicală. Se mai poate spune a avea ureche. Dar de cele mai multe ori se spune a avea ureche muzicală. Această expresie înseamnă că o persoană percepe foarte ușor Muzica sau sunete muzicale. Adică o persoană care are ureche muzicală este o persoană care are un simț dezvoltat și fin al auzului. Ce înseamnă auz? Auzul este unul din simțurile corpului. Auz este un simț legat de urechi. Uh, văz pentru ochi, ochii văd și simțul se numește văz. Gura simțul se numește gust. Ce mai avem? Tactil când atingem ceva. OK, sunt doar câteva uh, din uh, miros, de exemplu. Miros este atunci când mirosim ceva cu nasul. OK? Și cum spuneam, avea o reche muzicală se spune despre un om care foarte ușor prinde niște note muzicale, poate să le reproducă, să cânte, are un fel de finețe muzicală, armonie, um, un ton corect, cântă, aude, reproduce foarte bine. Ok? Asta înseamnă că cineva are o ureche muzicală. Să vă dau de exemplu... Uh, uh, să vă dau un exemplu. Uh, dacă vorbim de, ex, de o discuție între doi elevi și unul din cei doi elevi spune Nu te poți baza pe Robert pentru că știi că nu are ureche muzicală. Ce înseamnă asta? Nu te poți baza pe el, înseamnă că nu poți avea încredere în el pentru că nu are ureche muzicală. De exemplu, dacă este o competiție la școală, dacă se va cânta la școală, hmm, nu-l punem pe Robert pentru că el nu are ureche muzicală. E puțin afon, o persoană care e clasificată ca afon, <laughs> are probleme de tonalitate, care nu recunoaște niște tonuri, care nu poate cânta, de exemplu, sau nu are voce. Ok? Se numește afon, care vine de la o boală care se numește afonie. Okay? Și atunci când ești afon, afon este opusul, deci contrariul, unei persoane care are ureche muzicală. Ok? Uh, să vă mai dau un exemplu cu ureche muzicală. Cineva poate spune Wow, e impresionant ce ureche muzicală are acest copil. A ascultat o melodie o singură dată. E o melodie foarte complicată și ți-o poate reproduce exact. Ce înseamnă asta? E un exemplu cu un copil care probabil este foarte talentat la muzică, are o ureche muzicală excepțională, reușește să detecteze tonuri, un ton, de exemplu, în muzică, ton, da? Reușește să detecteze tonul corect, muzica, frecvența eventual notele muzicale. O notă muzicală se numește în limba română și o să vă cânt acum. Pregătiți-vă, Camelia cântă pe podcast. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Hmm. Doamne, cred că au trecut zeci și zeci de ani de când n-am mai cântat eu uh, notele muzicale în limba română, ok? Doamne, cândva, în tinerețe, aveam o voce. Adevărul e că n-am mai practicat să cânt, dar cândva chiar cântam în cor la școală. În cor? Un cor e atunci când cânt, sunt într-o grupă cu mai mulți. Ok. Și da, despre mine pot să spun că am ureche muzicală, dar uh, sunt și oameni care nu au ureche muzicală și, de exemplu, dansează și dansează total anapoda. Anapoda înseamnă aiurea, care nu este în concordanță, în concordanță cu sunetul. Adică muzica face tun tu și el, nu știu, el sau ea dă din mâini așa, parcă zici că e dans de ăsta modern. <grijină> De exemplu, se poate spune, dar nu are ureche muzicală și nu detectează urechea uh, sunetele foarte fin. Aici vorbim de o finețe, de ceva mai subtil, de ceva poate uh, care nu, e, nu este valabil pentru oricine, că nu toți oamenii au urechi muzicale, nu? Bun. Voi aveți ureche muzicală? O zi excelentă de luni și ne auzim mâine din nou. Numai bine!